Generația de suflet a strâns în jurul ei o emulație incredibilă pe toată durata Euro 2024, iar selecționerul Eduard Iordănescu și-a ținut până acum toate promisiunile făcute către suporteri. În acest moment, o țară întreagă așteaptă să afle dacă acesta va continua sau nu la timona Băncii Tehnice a Naționalei. Mircea Lucescu mizează pe cartea continuității. Eu dacă aș da un sfat în toată asta, trebuie să se analizeze foarte serios întreg parcursul. Sigur că el merită să fie în continuare între echipe naționale, pentru că e un grup de jucători care a început cu el acum 2 ani sau 3 ani și e normal să-l ducă cel puțin într-un ciclu de 4-5 ani. Orice antrenor care își dorește performanța nu poate să o obțină un an de zile și pe urmă să plece. Bineînțeles că decizia finală este doar la Eduard Iordănescu. Da, depinde în primul rând ce simte el. Dacă simte că poate să facă din echipa asta o echipă mai bună, atunci e normal să rămână. Problema este că noi, tot campionatul ăsta european, imaginea care am creat-o Europei prin suporterii noștri, în principal prin suporterii noștri, ei, de fapt, prezența lor a influențat foarte mult și calitatea jocului echipei naționale și a rezultatelor făcute. Dar asta nu poate să fie decât un pas, pentru că România nu poate să fie sub nivelul a ceea ce a fost înainte de 90. Naționala României a terminat grupa E pe primul loc și a cedat în optimi în fața selecționatei Olandei, care a învins cu scorul de 3-0. Însă amintirea Euro 2024 va rămâne în sufletele tuturor fanilor tricolori drept una de neuitat.